Comisia Europeană ne-a propus mai multe fonduri europene pentru România în următorii 5 ani, fiindcă Uniunea Europeană spune că România are în continuare nevoie de ajutor, are în continuare nevoie de fonduri și vrem să dăm mai multe fonduri României în următorii 7 ani. Acum avem 25 de miliarde de euro la dispoziție pentru autostrăzi, căi ferate, spitale și așa mai departe. Și Uniunea Europeană vrea să ne dea 27 de miliarde în următorii 7 ani. Asta e propunerea. Dar în timp ce nouă vor să ne dea cu 2 miliarde în plus, cu 8% în plus, Poloniei au propus cu minus 24%. Ungariei minus 23%, fiindcă nu mai au nevoie atât de mare. Blocurile sunt anvelopate, autostrăzile sunt construite. Ne convin 9 plus 8%? Da. Le convin polonezilor minus 24%? Vă dați seama că nu și vor urma negocieri extrem de dure. Și imaginați-vă pe Viorica Dăncilă, negociind pentru România cu primul ministru al Franței, al Italiei, al Poloniei, cu cancelarul Austriei, sau imaginați-o pe Viorica Dăncilă sunând la Angela Merkel, spune, bună, Viorica sunt. Deci de aceea e atât de important să trimite în Parlamentul European oameni care pot obține pentru România ceea ce Europa vrea să ne dea de altfel.